În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să luăm aminte din Sfânta Evanghelie de la Matei. În vremea aceea, când a trecut Iisus dincolo în ținutul Ghergesenilor, iată că l-au întâmpinat doi îndrăciți, care ieșeau din morminte foarte furioși, încât nimeni nu putea să treacă pe drumul acela. Și iată, au început să strige și să zică: Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Și era departe de ei o turmă mare de porci la păscut, iar diavolii îl rugau zicând: Dacă ne scoți afară, dă nevoie să ne ducem în turma de porci. Atunci el le-a zis: Duceți-vă. Iar ei ieșind s-au dus în turma de porci și îndată toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și s-a necat. Atunci păzitorii au fugit și, ducându-se în oraș, au povestit tot ce se petrecuseră și cele întâmplate cu cei îndrăciți. Îndată tot orașul a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-l, l-au rugat să plece din ținutul lor. Și, intrând în corabie, Iisus a trecut dincoace și a venit în orașul său. Ne aflăm, iubiți credincioși, credincioase, în duminica a cincea, după marele praznic al pogorârii Duhului Sfânt. În această duminică în care Sfânta Biserică a rânduit să fie citită pericopa evanghelică de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 8, versetele 28 la 34 și capitolul 9, versetul 1. Cu toții am ascultat această minune săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos. Minune care ne face pe fiecare dintre noi să înțelegem că Mântuitorul Iisus Hristos a venit pe pământ cu putere și cu slavă multă. Starea celor doi îndrăciți vindecați de Mântuitorul Iisus Hristos din Evanghelia de astăzi reprezintă starea omului deprins, desprins de izvorul vieții, care este Dumnezeu. Când rupe legătura cu rădăcina vieții, omul trăiește în întuneric, trăiește în locuri părăsite, așa cum trăiau acești doi îndrăciți. Dumnezeu, îndepărtarea de Dumnezeu, produce în om un dezechilibru sufletesc, dureros, și un chist metafizic de neliniște. Desprinși de Dumnezeu, cei doi îndrăciți au pierdut conștiința destinului lor de oameni, devenind chipuri brutale și goale. Rupt de mediul vital corespunzător rostului său primordial, demonizatul e chinuit cumplit de furia sălbatică a căutării. Neliniștea și căutarea îl fac pe demonizat să iasă cu violență din mormânt, să fugă cu așa furie încât nicio putere nu-l putea liniști, lega sau imobiliza. Cei doi îndrăciți din ținutul Ghergesenilor au produs atâta frică în rândul locuitorilor acestei cetăți, încât nimeni nu putea să se apropie de ei. Presimțind din depărtare apropierea Mântuitorului Iisus Hristos, cei doi îndrăciți au cunoscut puterea divină.
l-au cunoscut pe Mântuitorul Iisus Hristos și au început să strige: Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Nici că se putea o mărturie mai puternică despre întâlnirea puterii demonice cu puterea lui Dumnezeu. Aici, în Ținutul Ghergesenilor, întâlnim cele două puteri, cele două forțe. Forța binelui, condusă de Fiul lui Dumnezeu, reprezentată de Fiul lui Dumnezeu, și forța răului, forța diavolului, reprezentată de cei doi îndrăciți. Iată de ce mărturia aceasta ne stă în față, mărturia puternică a celor doi îndrăciți, care strigau și spuneau: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, ce ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Sub puterea divină a lui Iisus Hristos, îndrăciții se vindecă, Mântuitorul poruncind Duhului necurat să intre în turma de porci ce păștea în apropiere. Porcii cuprinși de duhuri necurate se neacă în mare, iar păstorii vestind pe locuitorii din cetatea Ghergesenilor, aceștia vin în număr mare să vadă minunea, să-i vadă pe cei îndrăciți care acum erau vindecați și care nu se puteau apropia de ei. Acum aceștia stăteau liniștiți, sănătoși, îmbrăcați și întregi la minte. Se petrece un lucru pe care este bine să-l amintim. Locuitorii acestui ținut, acestei cetăți, a Ghergesenilor, roagă pe Mântuitorul Iisus Hristos să plece de la ei. Ce dureroasă proba răutății! Acești oameni, în loc să se fi bucurat și să-L fi primit pe Iisus cu brațele deschise pentru minunea făcută, ei îl roagă să iasă din hotarele lor, să plece. Și aceasta pentru că nu le convenea întoarcerea la o viață plină de năzuințe, o viață petrecută cu Hristos și prin Hristos, ci viața porcilor care se necaseră în mare. După cum este adevărat că există Dumnezeu, tot atât de adevărat este că există și diavol. Și lucrul acesta îl vedem din actul creației. Tot ce a creat Dumnezeu, a creat bun. Dar să ne aducem aminte cum o parte din îngerii buni creați de Dumnezeu în frunte cu Lucifer s-au răzvrătit împotriva Creatorului, împotriva lui Dumnezeu, și aceasta le-a adus căderea din starea paradisiacă, din starea de comuniune cu Dumnezeu, din starea plină de lumină, din îngeri luminați, au devenit diavoli, îngeri întunecați sau diavoli. De atunci, Satana, care se traduce împotrivitor, cel care s-a împotrivit împotriva lui Dumnezeu, dar mai ales cel care s-a împotrivit împotriva omului ales de Dumnezeu să administreze via sa. Orice a lăsat bun Dumnezeu, vrea diavolul să schimbe. Iubirea să o preschimbe în ură, să semene pretutindeni intrigile sale, să producă dezbinare, să corupă simțăminte, să îndemne la acțiuni criminale, să tragă în noroi tot ce-i sfânt, să dărâme tot ce-i măreț și să sluțească tot ceea ce-i frumos și armonios în lumea aceasta. Acesta este rolul diavolului. Întotdeauna lui nu-i convine ceea ce este bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Se pune o întrebare: are diavolul o putere reală?
Și sigur, citind din Sfânta Scriptură și din scrierile Sfinților Părinți, deducem că El nu are o putere reală. Și tocmai acesta este adevărul pe care trebuie să-L știe toți creștinii de pretutindeni. El are numai atâta putere cât îi dăm noi. El devine puternic în măsura în care noi îi înlesnim posibilitatea de a se apropia de noi, de a face ce vrea El cu conștiința noastră. Dumnezeu îngăduie existența pentru a ne pune la încercare libertatea noastră. Diavolul ne ispitește, ne îndeamnă, dar niciodată nu ne poate obliga. Nu are putere decât de a înșela, de a duce în eroare, de a-i păcăli pe oamenii slabi. Pentru noi cei de astăzi, Evanghelia care s-a auzit cu vindecarea celor doi îndrăciți, a celor doi demonizați din Ținutul Ghergesenilor, ne pune în față cazuri, situații, întâmplări asemănătoare pe care le întâmpinăm permanent în viața de zi cu zi. Nu este dat să auzim sau să vedem adesea oameni schilodiți trupește și sufletește de demonul beției sau alcoolismului. La câte crime n-a împins acest demon? Câte soții n-au fost aruncate în stradă? Câți copii n-au fost izgoniți sau torturați din cauza patimii beției care întunecă mintea celor posedați de ea? Că în trecut acelor îndrăciți din Ținutul Ghergesenilor, băgând spaimă în cei din jur, câți nu pleacă urechea la șoaptele ispititoare ale demonului desfrâului? Câte căsnicii frumoase n-a destrămat și continuă să destrame acest demon? Câte inimi n-a zdrobit această fiară, care după spus a Sfintei Scripturi, aleargă ca un leu flămând să prindă pe cineva să-l înghită? Câți copii abandonați, rămași ai nimănui, își așteaptă mama sau tatăl ca să-i mângâie? Câți tineri nu pleacă de acasă de dragul unor trecătoare și ușoare plăceri ale trupului, păcate grele, cu atât de grave urmări sociale? Câte dezbinări între frați, câte valuri de ură, la câte procese inutile și înjositoare, la câte vânzări de conștiință și de neam n-a împins demonul lăcomiei de bani? Pericopa evanghelică de astăzi, iubiți credincioși și credincioase, ne aduce aminte că Mântuitorul Iisus Hristos a venit în acest ținut al ghergesenilor tocmai să-i scape pe acești oameni cuprinși de rău, cuprinși de diavol, să scape și să salveze sufletele lor în care s-au încuibărit acești diavoli. Această lucrare a Domnului nostru Iisus Hristos o continuă astăzi biserica sa, în care este prezent cu ființa și darurile sale. De aceea, Sfinții Părinți aseamănă biserica cu o farmacie. O farmacie în care găsești, ori de câte ori intri, medicamentul și pentru trup și pentru suflet. Biserica pune la dispoziție fiilor ei dornici aceste medicamente care să vindece atât bolile sufletești cât și trupești. Lumea de astăzi stă în fața atâtor primejdii, din care nu va putea fi scăpată fără ajutorul lui Iisus. Să nu fugim de El și să-i facem locaș plăcut în sufletele noastre. Să ne aducem aminte cât de frumos și cât de stăruitor îl rugau cei doi ucenici a lui Iisus atunci când li s-a arătat după înviere pe drumul Emausului.
Când ajungi la capătul călătoriei și după ce Iisus i s-a descoperit că El este Iisus cel înviat, Fiul lui Dumnezeu, ei l-au rugat stăruitor și i-au spus: rămâi cu noi, Doamne, că este spre seară. Rămâi cu noi și împreună cu noi să fii până la sfârșitul veacurilor. Lumea de astăzi ne oferă multe încercări, multe exemple. Vedem în jurul nostru multe dureri și suferințe, atât în trupul cât și în sufletul omului. Fiecare dintre noi dorim zile mai bune, mai fericite, dar ele nu vor veni decât numai atunci când ne vom întoarce prin căință sinceră și adâncă la viața autentică creștină, care este singura salvare din ghearele morții spirituale. Să luăm aminte îndemnul Sfântului Apostol Iacov, care zice: stați împotriva diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Precum și îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care ne învață: nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul cu binele. Iată, Evanghelia de astăzi ne oferă prilej de îndreptare pentru fiecare dintre noi. Am văzut ce înseamnă suferința. Am văzut ce înseamnă răutatea. Am văzut ce înseamnă îndepărtarea de Dumnezeu. Unde duce această îndepărtare de Dumnezeu? Unde ne situează? Într-o singurătate, așa cum trăiau cei doi demonizați din Evanghelia de astăzi. Și iată că Fiul lui Dumnezeu, cunoscător al inimilor, gândurilor, cunoscător al tuturor celor văzute și nevăzute pe pământul acesta, El își îndreaptă pașii spre acest ținut și aduce pace, aduce liniște în sufletul celor doi îndrăciți, alungă legiunea de demoni, pentru că erau mulți demoni intrați în cei doi oameni. De aceea li s-a spus legiune, și această legiune a intrat cu îngăduința Mântuitorului în turma porcilor care pășteau, și întreaga turmă s-a aruncat în mare și s-a necat. Iată, iubiți credincioși și credincioase, am văzut ce înseamnă răutatea. Răutatea aceasta care s-a văzut prin spusele locuitorilor, prin insistența acestor locuitori, când l-au rugat pe Mântuitorul să plece. L-au rugat pentru că erau cuprinși de frică, dar l-au rugat pe Mântuitorul să plece din ținutul lor, pentru că ei își vedeau risipite acele învățături lăuntrice ale lor. Le convenea și se complăceau cu această stare plină de păcate. Mântuitorul Iisus Hristos, pentru după ce îi vindecă pe cei doi îndrăciți, pleacă din acest ținut al ghergesenilor și se întoarce dincoace pe malul celălalt al Marii Galilei, și a venit, cum se încheie Evanghelia, și a așezut împreună cu ucenicii săi în orașul său. Așa cum s-au întors liniștiți la casele lor, după ce au fost vindecați cei doi îndrăciți, și noi, cei care am participat astăzi la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie și am ascultat cu multă atenție această pericopă evanghelică, această minune săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos,
Și după ce am primit puterea binecuvântării Fiului Dumnezeu, să ne întoarcem și noi la casele noastre și să spunem celor de acasă cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu astăzi, întăriți de piatra credinței noastre, întăriți de harul Fiului Dumnezeu, să putem lupta împotriva diavolului, să ne împotrivim diavolului și el va fugi de la noi și toate slăbiciunile firii noastre se vor întări prin puterea și lucrarea Fiului Dumnezeu, cărei se cuvine slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă dăruiască sănătate, pace și bucurie sfântă.